treabă. Hai. Salut, domnule, ai drept de vot? Eu? Nu știu. Vreau să vă spun că am votat pentru oraș și pentru oamenii în slujba cărora muncesc de peste 20 de ani. Vreau să vă spun că Botoșaniu este la un moment, îl consider de nou început. Împreună cu domnul Iftimie am făcut și v-am prezentat proiecte viabile, proiecte pe care o să le facem începând chiar din toamna asta. Vreau să vă ce le spun botoșenenilor, să vină cu încredere la vot și să le mulțumesc din tot suflet. Da, eu am vrut să îl însoțesc pe Cătălin, să arătăm că suntem o echipă și că împreună chiar avem lucruri importante de făcut în orașul ăsta și eu în județ. Doar nevoia de încredere în noi și de pentru că responsabilitate și lucruri făcute s-au văzut, atât în spatele Cătălin ca și primar, sau în spatele meu ca om de afaceri. O zi bună să aveți! Mulțumim frumos!